Persoanele care vor exercita meseria de babysitter trebuie să fie apte din punct de vedere medical și psihologic, iar aceste lucruri vor trebui dovedite în condițiile legii. O altă condiție pe care trebuie să o îndeplinească o bonă la angajare este să nu fie avut antecedente penale dovedite printr-un certificat de cazier judiciar. Toate aceste noi reglementări au fost aduse în atenția publicului după ce Senatul a votat în ședința din 18 februarie o propunere legislativă privind reglementarea profesiei de bonă. Proiectul mai prevede că angajatorii, persoane fizice sau juridice, au obligația de a încheia un contract de muncă pentru bone, chiar dacă reglementările sunt clare atât pentru persoanele care își caută de lucru ca bone, dar și pentru firmele de recrutare. Pentru acestea, din urmă, se pare că principala condiție ar fi experiența și apoi cursurile de calificare. M-ar interesa să știu ce condiții trebuie să îndeplinesc, dacă îmi trebuie calificare, ce acte trebuie să aduc. În primul rând, vă trebuie experiență și recomandări. Am înțeles. Calificare nu-mi trebuie. La ce vă referiți când spuneți calificare? Adică niște cursuri în domeniu. Și recomandări nu vă ajută. Calificarea, nu știu la ce calificare vă referiți dumneavoastră. Păi am văzut că... Cursuri de bonă sau ce? Da, cursuri de bonă. Da, dar fără să fi avut, să aveți experiență cu copiii, deci ca bonă și recomandări nu vă putem ajuta. Dacă doriți totuși să fiți, înțeleg că dumneavoastră nu aveți experiență ca bonă. Am mai lucrat, dar o perioadă foarte scurtă de timp. Am înțeles. Copilaș aveți, sunteți mămică. Da. Să vă trăiască. Mulțumesc, vă trăiască. Notați-vă, vă rog frumos, o adresă de e-mail la care dumneavoastră să ne trimiteți un CV în care să detaliați experiența pe care o aveți cu copiii, perioada aceea mică, faptul că aveți dumneavoastră copii sau un copil, amintiți că aveți calificarea despre care pomeniți, și o poză și specificați în corpul e-mailului ce doriți să lucrați. De altfel, propunerea legislativă mai spune că nu poate lucra ca bonă nici persoana care suferă de boli cronice transmisibile, care este dependentă de alcool, droguri sau alte substanțe și persoanele cărora li s-au retras atestatul de asistent maternal. Mămicile sunt, în schimb, mult mai severe și spun că nu ar angaja o bonă decât după ce se asigură de mai multe ori că acea persoană prezintă încredere. Dacă ar fi să angajați o bonă pentru copilul dumneavoastră, pe ce criterii ați merge? Să mai fi fost angajată ca bonă, să aibă, știe să aibă grijă de ea. Credeți că este importantă calificarea? Da. Și ar trebui să facă la locurile de muncă, să facă un curs pentru angajare, pentru bone. Credeți că le-ar trebui un test mai amănunțit? Depinde de vârstă. Dacă a fost mamă, știe ce înseamnă să crești un copil. Dacă n-ai fost mamă, n-ai de unde să știi. Primul rând, vârsta? Să fie afectoasă cu copilul meu, să aibă ce să-l învețe? Pregătirea studiilor ar fi importante? Bineînțeles. Având în vedere că va sta cu el acasă, deci trebuie totuși acasă să-l învețe câte ceva, nu? Să fie de încredere, să fie să nu-mi bată copilul. Potrivit aceluiași proiect, bona poate oferi simultan servicii de îngrijire și supraveghere pentru cel mult 4 copii cu vârste între 3 luni și 4 ani. Pentru copiii de peste 4 ani, bona poate oferi simultan servicii de supraveghere pentru cel mult 6 copii.